părerea mea despre scandalul din Bass House. Ia să vedem ce zice domnul Andrei Șelarul. Gen, înțeleg glume, înțeleg, bă, dar deja e un bullying de ăsta, gen, am Dream după, după. Tot. Am văzut că Vrea Neamțu a postat pe Threads acum recent. Fraților, m-am dus și eu la un concert parazitic, ca să fiu și eu un bărbat adevărat. Și a dat unul răspuns pe Threads acum recent. Fraților, m-am dus și eu la un concert parazitic, ca să fiu și eu un bărbat adevărat. Și a dat unul răspuns, dacă n-ai plecat bătut de acolo, te-ai dus degeaba viața mea. Dacă Iorga zice un lucru, elicopterul țipă de 10 ori mai tare. Te vă dau doar un mic spoiler, este ceva în legătură cu Adrian Elicopter și Maia Aresia. Ce drăguț ești, ce-aș vrea și niște lichid. Abia aștepta Elicopter să-i ceară mai ajutorul cu ceva, ca să poată să-i ceară și el lichidul. De outfit-ul meu cu Marlboro roșu ați râs toți. Mulți râdeți de outfit-ul meu, dar n-aveți idee câți oameni îmi dau mesaj să găsească geaca asta. Dar de asemenea, ce a întins spiritele și mai tare, păi este da, exact acest moment, da? Acest freeze frame pe care îl vedeți pe ecran. Salut, eu sunt Sherry și nu-mi vine să cred, fraților, chiar nu-mi vine să cred ce am creat cu acest Buzz House. Tot hype-ul creat în jurul acestei emisiuni. Fericitare, Sherry, bă, fericitare. Mă așteptam, fraților, o nebunie totală ce se întâmplă în acest te pup, Vlad, mersi frumos de donație. Care sunt și singurele republicate până acum, de fapt, cum ocupă poziția. Hai ce intră un Icos acum, aceea după un Mac. Pe YouTube Trending România, o performanță absolut sterară, dragi prieteni. Și astăzi vreau să vă spun și cum văd eu lucrurile și partea mea de poveste. Bravo, bă, Shelly, chiar a ieșit bine. Chiar a ieșit bine până acum. Chiar dacă ultima probă a fost așa o plasare nesimțită de produse și unii concurenți au fost cam... O ieșit bine până acum. Este ce îi place românului, frate. Ce îi place românul? Scandalul chat, că ne vine bine altfel, să ne facem monitorul guler în fiecare episod. Noi uităm absolut fiecare secundă din aceste prime două episoade. Vă dau eu așa pe sărinte. Vreți să câștigă iar Mickey Mouse? Povestesc etc, 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 da? Bă, dacă o să câștige Mickey Mouse. Dar n-are cum, frate, că nu o să fie regizat sezonul ăsta, ca sezoanele trecute. Bine ați venit în Bass House sezonul 4 Winter Edition. Bine te-am găsit, Sherry. Să terminăm. Bună seara. Poți să beau, nu? Elicopter e foarte funny, foarte, foarte funny, cum mă și așteptam de la el. Bă, dar prietenia lui cu Iorga e ceva unde gen Elicopter. Bă, dacă Iorga content, zice un lucru, clar. Elicopter îl țipă de 10 ori mai tare. Poate chiar din convingere, n-avem de unde să știm și n-aș vrea să-l critic nefondat pe domnul Elicopter. Dar pare așa că e prea gen orice zice Iorga, era amplifică. O să vedeți. Hai să vedem concurenții. O avem pe Iorga, Drăcea, Erica Isaac. Drăcea săracul se integrează cel mai greu, că na, e și diferența oricum de vârstă și e o fire neconflictoară, dar e un tip foarte funny, n-ai ce să ai cu Drăcea. Erica Isaac, care Drăcea e băiat bun, frate. Iorga, dragi prieteni, din Iorga, nu mă așteptam sincer, dar aparent e găsesc multe puncte comune. Bro, mi-a dat hai, nu s-o da nimeni hai, bro. După Elicopter, Erica Isaac o susține cel mai mult pe Iorga. Costi Max, n-ai ce să ai cu el, iar e funny, e de treabă. Scarlet, care sărac a intrat în scandal cu Iorga, bă, putea să evite scandalul, că Iorga avea ceva cu Cezara, dar Scarlet s-a dus straight into the fire, s-a dus direct în scandal. Nu știu dacă regretă sau nu, dar asta s-a întâmplat și a continuat scandalul pe Threads, fraților. Că mă, frate, eu personal, bine, oricum personal, n-am nimica cu nimeni care e în Bass House-ul ăsta, Doamne ferește, ești nebun. Nu trăiesc ăștia în capul meu rent free, stați liniștiți. Trebuie să plătească chirie dacă e până acolo. Dar personal îți dai seama că n-am nimica cu nimeni, dar Scarlet aia, frate, n-a făcut nimic aici, nebun. Numai, bine, s-a luat în gură cu Iorga, dar așa în general n-a făcut nimic rău. Numai că n-a oprit-o pe Cezara din a face căcatul ăla. Dar Cezara aia, dezastru. Acum săraca Scarlet pe Threads, să nu mai zic de chestii din grupurile private, nici nu vreau să intru care sunt conversații private, dar ca idee există un grup de concurenți Bass House, nu vreți să știți ce a fost acolo. Asta după, mă refer acum de curând, nu când s-a filmat, acum după. Despre Maia Aresia pot să vă spun că o să vă surprindă pe mulți ce urmează în continuare, că ea are acum această imagine de fată la locul ei, care te nu de nimeni, nici vede de treaba ei, a ieșit pe primul loc la această primă probă, însă lucrurile nu sunt atât de simple, dragi prieteni. O să vedeți o chestie interesantă. Paul, te pup, bro, mersi frumos de donație. Like la live. Da, da. Să continuăm. Vreau Neamțu, frate. Ce este? Este ceva în legătură cu Adrian Elicopter și Maia Aresia. Să continuăm. Ioi. Vreau Neamțu, fraților, înțeleg că are vocea pe care o are. Bă, dar prea mult hate îi dați. Să mor eu dacă nu-i dați prea mult hate la băiatul ăsta care nu va greși. Bro, mi-a zis băiatul ăla că vrea să o dea în judecată pe aia. Pe cine, mă? Ce, băiatul ăla ce-a scos bani din ATM vrea să o dea în judecată pe Cezara? Că ce?
Mi-ai confirmat teoriile. Am zis eu de băiatul ăla și am ținut apărarea, dar e prostare, bă, cum să dea în judecată, mă? Cum să o dea în judecată că el cu mâna lui i-a scos bani din ATM? E bolnav? Hello, Habubu. De ce ar da o judecată? I-a dat de bună voie banii. Și cu nimic. În primul și în primul rând, trebuie să înțelegeți despre Vlad Neamțu că el nu se preface. Bă, aia e vocea lui. Doi la mână, mie mi se pare funny cum e ca personaj cu vocea aia, dar înțeleg că majoritatea oamenilor și-ar dori ca Vlad Neamțu să nu existe în această emisiune. Ok, am notat, dar ca idee, bă, ceea ce faceți voi cu Vlad Neamțu, deja e bullying de la urât, gen înțeleg glume și eu, gen înțeleg, bă, dar deja e un bullying de ăsta, gen la modul urât, tare rău de tot. Am văzut că Vlad Neamțu a postat pe Threads acum recent, fraților, m-am dus un concert paraziții. Bă, da, într-adevăr, frate, n-aveți ce să ziceți, într-adevăr, un pic gen tot bully-ul ăsta care i se dă lui Vlad Neamțu, un pic așa cam nefondat. Adică nu-i neapărat un motiv de bully, numai faptul că e enervant. Știți ce zic? Glumele ca glumele, dar unii o dau în nesimțiri, frate, și nu e ok. Știi? Ca să fiu și eu un bărbat adevărat și i-a dat unul răspuns: dacă n-ai plecat bătut de acolo, te-ai dus degeaba, viața mea. Adică urât, chiar așa instigarea bătaie. Eu înțeleg glume și e Caterinca, dar deja mi se pare că s-a trecut o limită. Cezara. Clar, chiar s-a trecut o limită în legătură cu băiatul ăsta. Și David Ioan e și el pe acolo, o să aflați mai multe chestii despre el în episoadele următoare. Prestația lui la Bass House a fost una foarte bună. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în prima zi din Bass House. Aici ei habar n-aveau ce urma să urmeze. Mai ales foștii concurenți Bass House credeau că o să fie un Bass House ca până acum, ușor diferit poate, dar nu se așteptau la ce a fost în acest Bass House. Ei credeau că o să fie un Bass House la modul cum a fost până acum. Hai că aveți și voi în spate, bravo pentru azi. Toată lumea prietenă cu toată lumea, competiții bă, de gătit, asta... ala, fost de tensiune, dinainte. Ați înțeles? N-a fost așa, băieții. Păi, show-ul se face cu scandal, frate, cu scandal. Așa stil televiziune. S-a transformat Bass House-ul într-o... Buliu educativ uneori te ajută în viață? Mă, frate, eu înțeleg unde bastu și chestiile astea, dar... Una îi, frate, să faci mișto de un om și să faci glume despre un om în limita bunului țim și altceva îi să zici să își dea alte F4 și vrăjel de genul, știi? Și până la urmă nu toată lumea ce faci dacă te atacă un hacker? Percepe chestiile astea la fel. De donate 2,01 euro vii super chat, like la live. Exact ce zice și Stror, că ce bule educativ îi să zici unui om să își pună așa că vorbește ciudat. Da, aia zic. Totuși, în limita bunului simți, frate. Mai ales că îl vedeți pe băiatul ăla, mă, frate, nu-i cel mai, hai, nici nu știu cum să o zic, nu-i cel mai cizelat, să zic așa. Adică alta e, bă, frate, când te duci, nu știu, să zicem, când vii mie și îmi zici chestii de genul. Dacă îmi vii mie și îmi zici chestii de genul, mi se rupe, frate, ești nebun, încă râd cu tine, fac și eu mișto de treaba aia. Dar alta e să te duci la băiatul ăla, știi, și să-i zici. Trebuie să te uiți un pic înainte să analizezi toată treaba cum stă. Și așa îți dai seama ce nivel de bully îi faci, dacă vrei să-i faci neapărat tu și ții morții să faci chestia asta. Dar nu e vina nimănui că el e soft? Da, dar nu-i vina nimănui că unii-s retardați. Nici vina lui nu-i că unii-s retardați. Chestie unde avem cu adevărat drame, certuri, tensiune, adică e un show, the show. Băi, a râs. Da. Cum râdeam? Le băgați la chinuială? Da, cu păcălinca, verde. Nu le păcălinca, după noi.
Mă simt ca autobuzul bubuie, după ce comandă orice întreb, surpriză. N-au știut concurenții nimic, ei când au ajuns acolo nu știau mecanica, nu știau că există voturi, că există duel, nu știau cine elimina, nu știau care sunt probele, efectiv nu știau absolut nimic. Știau doar care sunt concurenții, că s-au văzut în exact, Manu, exact. Unde? Cum zici tu? Permiteți-mi să vă povestesc, să vă dau un insight. Tensiunile între Cezara și Iorga au început încă de pe acest autobuz care i-a adus din București. Codiță, te pup, mersi frumos, donație. Te pup. Din Cluj. Iorga n-a spus asta, a negat, a spus nu domnule că eu n-aveam nimic cu ea, că doar că s-a luat că puteți să tăceți și de acolo m-am luat cu ea. Dar și pe autobuz au existat tensiuni. La un moment dat Cezara a întrebat pe cineva dacă are nu știu ce adaptor pentru Bluetooth ca să pună muzică și Iorga ar fi răspuns urât înapoi, deci a existat deja o tensiune formată de pe acest autocar între cele două, asta ca să știți de la mine. Bă, sezonul ăsta sunt chiar nu-mi pasă, parcă prea mi-am bătut eu capul și... Costi Max, deși el nu știa că o să fie cu voturi, probabil că a intuit și a abordat o strategie interesantă numită Sky Brother. Adică, bă, dacă tu îți vezi de treaba exact, nu pari nici că ești cel mai bun, nu pari o amenințare, ai cele mai mari șanse. Asta a fost strategia pe care a abordat-o Costi. Să vedem în episoadele următoare dacă strategia chiar va fi eficientă. Sunt aici de la începutul Bashouse-ului Oameni Buni, de când nici măcar nu era un premiu, de când ne trezeam dimineața, filmam și noi două TikTok-uri și mamă ce am muncit, ăla era oricul nostru. Exact așa era, sincer. Nu chiar așa, dar era pe acolo, gen. Sezoanele trecute de Bashouse era un stil ăsta. Bă, și... sezoanele trecute de Bashouse au fost infecte tare, n-am să te mint. Au fost infecte tare, bă. Nu mai țineți minte când ne uitam la Bashouse, ne-am uitat, cred că, la două episoade dintr-un sezon. Că așa de plictisitoare au fost. Ne-am uitat mai mult la alea care au fost interesante și când zic interesant, sunt la fel de interesante ca să înveți Baltagul, ești nebun? Dar da, e jale, au fost jale. Mai ales când am văzut, frate, ești nebun, tot căcatul ăla cu ruleta în sezonul trecut, că erau pe ruletă toate premiile erau pe ruletă și dacă tu învârteai ruleta și cădea pe un premiu și îl câștigai tu, păi tu practic ai ieșit din joc, frate, practic ai pierdut. Dacă n-ai fi luat mașina, ai pierdut din start, ai pierdut din prima zi. Nu știu cine dracu a fost în spatele la Bashouse-ul trecut, dar a fost bine rău pe gândire, bine rău pe gândire. Sigur, o terminat o facultate de asta nebună de la noi din România, de marketing, vrăjel din astea și o zis el, mă, să vezi numai ce marketing fac cu băieții ăștia, să piardă din prima zi. Bine rău, bine rău. De asta cred că nu se așteptau la... Și după aia să și rămână în concurs, gen. Căutăm ceva. Deci prima probă... A fost gândit tare. Așa. Facem un foc. Ne dăm de arostogolul. Scarlet a fost cea mai aproape de adevăr, wow, da, chiar a trebuit să facă un foc. Stai că ei au văzut ceva, e posibil să fi văzut la cazare pe la recuzită niște chestii și posibil de aia. A început proba, dragi prieteni, proba o știți deja cu... Redule, vreau să-mi fac un grup de cyberbully, am vorbit cu elicopter și pe... Stai, ce trebuie? Vrei să faci grup de cyberbully? Păi am citit bine ce am citit, vrei să vă faceți grup de cyberbully? Ce mă, asta mă frate, mă, ești nebun, vă faci, vă treziți cât, 5-5 și mereți și dați cyberbully în echipă la cineva? Ce bolă aveți, mă? What the fuck? Adică ce mai prost lucru pe care l-am citit în viața mea, pe bune vorbesc. Pe bune vorbesc. Sanchi, Caterin, că râdem și noi. Ok, buddy. Este primul element al elicopter, primul... Chestia asta ce mi-ai zis-o tu, știi cum a fost? Gen no hate sau ceva, no hate sau ceva. Dar a fost ceva de genul, spune-m că nu fuți, nu, arată-m că nu fuți, am... Ați înțeles. Care a terminat acest puzzle. Gândește, nu te panica. Mi-a dat brain damage și am citit toată ideea, nu mai pot să vorbesc. Efectiv, Cezara în capul ei, gândește, asta era în capul ei. Te pup, Rareș Gurău, bro, te pup, dar nu faceți chestia asta, mea, că e penibil, low-key. Crede-mă, te apreciez că mi-ești viewer și încerc să te salvez, frate, încerc să te salvez. Trust me, te apreciez că mi-ești viewer și încerc să te salvez. În capul Cotii, să moară Natasha dacă înțeleg ceva din puzzle-ul ăsta. Ce trebuie să-i fac, bă? Eu nu știu, dreptunghiul ăsta pe fel. Era o glumă. Bine că e o glumă, să rămână în stadiul ăla. Nu intră, prieteni. Te pup, bro. Eric
Erika Isaac este a doua care a terminat. După elicopter termină și Erika Isaac și intră pe traseul în care trebuie să găsească obiectele. Deci un singur element din fiecare, da? Bine, mă, chibritul. Mă, astea sunt pus la mișto. Elicopter găsește chibriturile, dar Maia Aresia a avut mega avantajul de a găsi adevărat, bobo. De aprindere. A fost un mă, ce mi-a făcut flash monitorul? Ați văzut? Mi-a făcut flash monitorul? Mi-a făcut poză monitorul? Ce bolea e, mă? Când te fac guler. Să moară Natasha dacă rău. Ăștia rămăsese ultimii fraieri aici, rapazări. Bă, mă simt ca ultima proastă, vă jur. Cum dracu l-au făcut ăia, mă? Mamă, mamă, dacă mai știu cum să le pun, parcă le-am pus în toate felurile. Am crezut că e de la ușor, video? Părea mai ușor, gen. Sper că e de la video. Cred că e stricat, n-are cum. Bă, nu sunt în stare, frate, să fac așa ceva. Gata! Nu pot să cred. Maia Aresia a terminat între ultimii trei, dar totuși a fost prima care a terminat proba pentru că a avut mare noroc să găsească lichidul de aprindere. Aici Erika a încercat să pună verdeață de pe jos care era foarte udă pe foc, o strategie care n-avea cum să funcționeze în 1000 de vieți. That's like băcet. N-a avut nicio urmă de talent cu focul ăla. Chiar n-a avut, dar după ce a venit Maia cu lichidul de aprindere, totul s-a schimbat. Pentru că după ce Maia a venit cu lichidul de aprindere, toți au făcut poștă acel lichid. A trecut Iorga pe lângă mine, zici că venise de la Lidl, deci avea uite așa coșul pe mână, găleata pe mână și avea și o sfoară și de la Instinctor. Iorga încă căuta lichidul pe care Maia deja îl găsise în acest moment, deci lichidul nu avea unde se afle. Și aici, fraților, bine, ia strol, să vedeți voi ce alianță se întâmplă. Descarcă-ți telecomandă de pe telefon, bă. Dar mi-am dat seama că e unul singur. Așa că știam că tot la mână e azi. Opa, ia uite așa e Maia. Ia vedeți cu ce a venit Maia. Ai lichidul? Da. Fa. Dar m-a ajutat să desfac astea. Te ajut eu cu alea, dă-ncă. Dă-ncă cât știu. Abia aștepta elicopter. Abia aștepta elicopter să-i ceară Maia ajutorul cu ceva ca să poată să-i ceară și el lichidul. Ce drăguț ești! Mulțumesc frumos! Găsit lichidul! Ah, ce-aș vrea și eu niște lichide ăla. Te cred! Da, îți dau, îți dau. Da, după ce fac eu. Ce lichid vrei tu, mă, frate? Adriane, ce lichid vrei? Prima alianță din Bass House. De la prima probă, elicopter și Maia Aresia au făcut un pact. Bă, ce colaborare s-a iscat aici, bă. Bă, pantalonii lui elicopter, efectiv, uitați-vă, ei sunt de pădurar, frate, sunt elicopter, zici că era de acord în pădure. Avea outfit-ul perfect. De outfit-ul meu cu Marlboro roșu ați râs toți. Deși toată lumea, gen, e panică, mulți râdeți de outfit-ul meu, dar n-aveți idee câți oameni îmi dau mesaj să găsească geaca asta. Și dacă tot îmi dau mulți mesaj, hai să vă arăt, este de pe perfectmoment.com această geacă. Nu e promovare sau ceva, dar dacă toată lumea m-a întrebat. E un brand care se axează pe accesorii de ski și îmbrăcăminte de ski. Deși eu nu schiez ca idee. Bă, sunteți down bad, bă, chat, bă, down bad. Dacă e o colecție mai veche, dar e de aici ca idee. Gen, e cam cum e asta, dar diferit. Dar să-mi bă, dacă m-am dus eu în pădure, ca hienele au trecut ăștia, nu mai era nimic, nici iarba nu mai era pe jos. Drăcea săracu, o geacă puternică. Ultimul, printre ultimii. Anyways, Maia pe primul loc, elicopterul pe al doilea loc și Cezara pe ultimul loc, așa a fost la proba asta. Dar hai să vedem ce s-a întâmplat în episodul 2, că aia e mult mai interesant. Mergem direct la scandal ca să vă explic un pic ce s-a întâmplat acolo. Treaba a început și de momentul video. În care concurenții au aflat azi nu. Cum a votat. În mod... Paul D'Adrian. Azi nu mă uit la Paul D'Adrian. Azi nu mă uit la Paul D'Adrian. O să ne uităm când facem live horror. Special, voturile care au supărat această echipă al Iorga Elicopter au fost voturile lui Vlad Neamțu, care a votat pe Elicopter pur și simplu random. Și cumva înțeleg de ce Elicopter nu înțelege treaba asta, pentru că Elicopter a ieșit pe locul 2. În teorie, dacă e să ne uităm la performanță, nu trebuia votat. De asemenea, Elicopter nici n-a supărat pe nimeni anterior, deci faptul că Vlad Neamțu a votat pe Elicopter nu a avut sens. Dar de asemenea, ce a întins spiritele și mai tare este exact acest moment, da? Acest freeze frame pe care vedeți pe ecran. Deci cred că, nu știu dacă Scarlett în prezent își regretă votul sau ceva, dar de la votul ăsta... De ce nu mi-a zis, mă, frate, mă, că nu-i se vede maca lui Shelly, mă? Opa. Care, mă, ăsta? Ăsta. A plecat tot biful ei și așa mai departe. De ce a votat Scarlett pe Elicopter? Hai să încercăm să ne dăm seama de ce. Nu prea-l cunosc atât de bine. Mă uit, reloc, n-am văzut încă. Distanță față de el, având în vedere că nu prea-l cunosc. Și cu cele... Că nu-l cunoaște atât de bine și că e cea mai distantă față de el. Fair enough, da, nu-l cunoaște atât de bine. Dar de aici a pornit, frații mei, de aici a pornit. Deja erau toți prieteni, știi, pe zi la probă. Când s-au dat voturile, deja au început tensiunile. Mai avem 3 voturi în urmă, hai să vedem. Oricum tot ce bat pe Cezara. Caterinca mai râde. Bine, mă, pun înapoi cum era. Costi din sezoane. Că v-ați obișnuit așa. Pe Cezara. Deci Costi nu harește pe Cezara de când a fost Cezara prezentatoarea Bass House în sezonul 3. Adrian, nu, mă, e glumă. S-a făcut dușmanii momentan. E gluma asta. Adrian Elicopter. Cum a zis Cristiano? Maybe I'm too good. E, vezi? Cum a zis Cristiano, Elicopter, surprins de faptul că a luat voturile astea. Votez pe Adrian.
Cred că e un adversar puternic. Știu că și alți participanți. Vrăjeară, bă, nu-l suportați. Lăsați Harneara că e un adversar puternic, că nu știu ce. Nu vă place de el, recunoașteți. Ar fi vrut să iasă elicopter, să rămână Brigada Veselă. Asta a fost. De ce credeți că a fost Adrian votat? Adrian e bun, Adrian a fost bun și la pro. Sau poate vorba lui Costi, pentru că se temeau că va fi prea bun și va ajunge în finală. Motivul e super simplu, pentru că a ieșit penultima. Iar te uiți la asta, păi. Ne uităm să vedem ce crede Shelly despre scandal. Nu avea nici dușmani, despre scandal. Nimeni de acolo, doar cu Costi să zici că avea așa o... Mâine faci live, cel mai probabil, da. Deci pentru el era una și aceeași chestie, toți erau apă și un pământ. Și acum se află că... Scarlet intră la vot. Scarlet intră la duel cu Cezara Cristescu. V-ați lins pe bot. N-am avut pe cine să votez și am zis dacă mi se pare că a fost penultima. Și am zis... Și vezi, și Scarlet, deci bă, vedeți telepatie, mă, și Scarlet a votat pe elicopter, dar și elicopter pe Scarlet. Zis penultima cu ultima să facă duel. Că n-avem pe cine, pur și simplu, că n-avem... Na. Mă așteptam să mă voteze lumea, având în vedere că am ieșit pe penultimul loc. M-a votat Iorga, Helicopter, David și nu mai știu câte voturi au fost, sincer. Cam ăștia sunt. Probabil, nu știu, Costi, or, I don't know. Dragi prieteni, am terminat de numărat voturile. Vă rog să veniți în față, vă rog să veniți aici alături de mine. Hai, domne! Păi, dar lasă-ne să avem momentul nostru! Au! Prima tensiune acolo a fost. Prima tensiune. Iorga, domne, și s-a băgat Cezara și a zis, lasă-ne, domne, să avem momentul nostru. Hai, domne! Păi, dar lasă-ne să avem momentul. Și aici, op, o vedeți pe scară că voia să zică ceva? Pe care voi, fetele, o să... Mă, dar reles, mă, frate, mă. Ce s-a și arele? Bun, începe duelul propriu zis. Șoi pe scări să n-arune ca... Bun, începe duelul. Bă, și ce-i drept? Ca să numere alea aveai nevoie de liniște. Adică aveai nevoie de liniște pentru că erau greu de numărat. Orice ar spune oricine și elicopter că, domnule, număram alea. Random blow ăsta, vreau să fac un program, vreau să fac un program. Hai să vă arăt de numărat, da? Deci, dozele astea de aqua și cu astea din grămada asta erau foarte greu de numărat. Pentru că uitați-vă că... Na, chat, că nu numai băieții îți dau un bad aici pe live-ul ăsta. Nu numai băieții îți dau un bad pe live-ul ăsta. Respect. Bă, pe unele nici nu le vedeai. Gândiți-vă că ei trebuia să stea la o linie, nu puteau să se ducă să se uite. Deci de la linia aia, mâine faci live, ce mai probabil nu da, le vedeai. Și nu știu dacă am cadru cu ringurițele, să vedeți cum, nu știu dacă au pus băieții și cadru cu furculițele. Ia și numără furculițele astea, frate. Să nu mai zic mă de duc la Bass House of Survivor. Și aveai nevoie de liniște. Și de-aia Cezara a zis: "Bă, puteți să tăceți." Mai Costi, ai votat? De ce ai votat pe Costi? Ia asta a scris. Vedeți că nici eu nu-mi dădeam seama că trebuie să facem liniște. Și eu acolo voiam să văd care a fost treaba cu voturile și de aici s-au luat. Astea sunt momentele de dinainte de dezastru. Elicopterul. Asta a scris. Bine. Nu vota, mă, nu vota. Bă, dar puteți să tăceți? Nu vrei să dansăm? Să... Aici Iorga nu i-a zis nu vrei să dansăm. Iorga i-a zis da, fă, nu vrei să dansăm. Dar am tăiat noi pentru că na. Ce ai băstror, fata, și-o zis ofu. Sponsorii n-au gara modul, bă, înțelegem că e scandal, e tare, dar dacă se poate mai puțin cu fă. Dar ca idee, Iorga nu i-a zis doar nu vrei să dansăm. I-a zis da, fă, nu vrei să dansăm, să facem atmosferă. Lasă că vă și arăt. Bă, dar puteți să tăceți? Da, fă, nu vrei să dansăm, să facem atmosferă. Poți să nu te mai bagi, gen? Pe ce p***a, că tu te-ai băgat în seamă. Mă deranjezi. Vrei să vii să număr alea cu tine? Cred că nu. Deci așa a fost de fapt toată faza, da? Ca idee. Și aici, bă, Cezara, ce-i drept, nici măcar nu i-a zis Iorgăi. Bă, poți să taci? I-a zis pentru toată lumea. Bă, dar puteți să tăceți? Da, na, așa s-a întâmplat scandalul. Vă spune că Iorga oricum abia aștepta. Deci ca și mie aș dorea să se întâmple, așa cred. Ce... Am dreptate, da. Deci Iorga aș dorea în mod activ să existe cearta asta. Adică ea deja nu suporta pe Cezara. Nu e ca și... și dacă Cezara nu spunea nimic, tot mai devreme sau mai târziu ele intrau într-o ceartă. Vă dau un scris. De aia să spună, vă rog să faceți liniște toți. Așa e aporic. Dar aici greșesc, pentru că Cezara așa a spus. Deci am greșit asta, nici eu n-am auzit bine. Cezara așa a spus, a spus: "Bă, da, puteți să tăceți pentru toată lumea, nu doar pentru o persoană sau alta." Dar mă dau dracului de treabă, frate, nu. Zici: "Bă, da, puteți să tăceți." Dar bine că o zis. Bine că o zis chestia asta. Bine că o zis. Aici respect Cezara, frate. Respect Cezara că o zis chestia asta, că dacă nu zicea chestia asta, n-aveam content. N-aveam content. Aici Cezara s-a chinuit. Logic, dracu. Hello, hello, ce ai bine zis pe live. Zic, elicopter, teoretic, n-avea niciun rol în beef-ul ăsta. Uite, vedeți pe elicopter cum a dat-o. Zic și eu, bă, din păcate Cezara n-a avut succes. Știe elicopter logic, să se bage, dracu. Știe să se bage. Nu știe să numere fotorile astea de aici. Nu știe să numere cu fotorile astea de aici, da, alea. Adică, bă, vedeți, e și hater elicopterul aici, că îi ține mult partea lui Iorga. Dacă ai un pic de simț, dacă ai un pic de gândire periferică, așa, de privire, cum gândire Art X.
să faci 40-80 drum. Păi nu mai face niciun drum, făceam un acutul ăla, cred că fumam și făceam acutul ăla. Ca idee nu e așa, oricât de ciumec s-ar da elicopter, nu e atât de ușoară proba, erau grele de numărat. Ia uite așa, la mișto. Cred eu, nu știu, poate sunt eu prost, dar nu cred. Mă simt așa. Păi cât de greu e, frate, să numeri, mă. Cât de greu e să numeri, acum real vorbind. Că sunt în fața ta niște pahare, niște doze și alte pahare. Cât de greu e să numeri, mă, dă-o dracului de treabă. Puțin vizată oarecum și nu prea îmi place. Nu ți-a făcut puzzle, frate. Serios, ți-a pus niște pahare în față, numerele. Puțin vizată, da? Pentru mine foarte greu. Asta e adevărul, e adevărat. Adevărul e adevărat, ai văzut episodul 3, da, acum. Da, asta a fost strategia lor. Nu pot să vă spun dacă a funcționat sau nu, dar nu pot să nu ridic întrebarea. Bă, și dacă era fix așa? Și poate a fost, nu pot să spun da sau nu. Iese Gașca Zuri. Gașca Zuri însemnând cine? Cezara, Scarlet, Vranean. Cam pic mic cine eu? Cel mai mare. Rămâneți voi. Vă mâncați între voi, nu? Se ajunge la niște chestii. Deci suntem noi patru băieți și cu voi două. Dacă nu s-a ales, mă dau cu capul de pereți. Aici s-a format alianța, de fapt, care trasa alianța Elicopter Maia. Asta aici a fost alianța formată. După acest duel. Alea. A, da, mega. Mega. Dar nu m-așa pura nici cu ăștia alții care vor să voteze pe Scarlet. O harneagă din partea lui Erica. Bă, stau și mă gândesc. Dom'le, mă gândeam eu așa. Cu cine să mă anturez? Că nu m-așa antura nici cu ăștia, nici cu ăștia. Harneagă. Ea s-a anturat direct cu Team Iorga. Despre ce vorbim? Bă, Erica Isaac, frate, ești nebun? Normal că s-a anturat cu ăia. Doar nu mă așteptam să se antureze cu Flower Power. America, despre ce vorbim? Stătea aia și se gândea, avea un moment de bugetare, bă. Stătea aia se gândea, zici că sunt CTP-ul, știți, pare cu CTP, cu... Stătea aia să se gândea... Reda, cum pe bune ai mințit la interrogatorul lui Shelly? Nu. Da, bă, mă anturez cu ăștia, dar... Adică avea el o dilemă, știi, să-l întreba? Și avea el o dilemă, domnule. Să facem gălăgie acolo și am dat ce vrei să dansezi, să-ți fac pe cine preferi de aici? Te pup, Bogdan, te pup. Mersi frumos, Nație. Pe Dragea, pe Costi, pe Elicopter. Eu ăștia sper să găsești unul dintre ei. Nu am văzut-o pe Iorga. De fapt, dă-l dracu pe Elicopter, că o luat Logan de la zbâr, frate. O luat Logan de la zbâr. Să câștige Drăcea sau Costi. Pentru toată lumea, dar v-am zis, mă, Iorga abia așteptat să te certe cu ea, vă zic, 100%. Sau băiatul ăla, David. N-am fost exact acolo, dar a fost o discuție de genul Cezara a cerut o chestie și după aia voia să schimbe muzica și a mai cerut sau Iorga, chestie, sau Erica. Sau ceva și Iorga a zis ceva de genul... Dar nu Flower Park, m-a enervat tare. De acolo s-a... A fost nesimțit rău, mai ales după faza asta cu bancomatul de episodul ăsta. Dă-o dracului de treabă, dacă câștigă vreunul din ei, sparg monitorul. Sau Maia. Până acum n-am văzut nimic rău de la ea, să vedem că e numai episodul 3. Tot caută ceartă și gen noi, eu chiar nu vreau, mă doare fix în c*** de ceartă ei. Asta e adevărat, Cezara nu prea căuta ceartă cu Iorga, pentru că, bă, serios, sentimentul era de frică. Deci chiar era frică de Iorga la modul să nu vină să rebată. Și aici eu întreb, bă, dar de ce n-ai votat-o? Că ea nu a avut niciun vot pe eliminare. Pentru că ne e frică de ea. La... Da, dar chiar și Vlad ar să fie cinstit? Nu, frate, că o câștigat mașină. O câștigat mașină, ba, s-a auzut trecut. O câștiga mașină, ba, sau s-o trecut. Dacă ele, lasă și la alții. Asta e părerea mea. Bă, nu o suportați, nu vă place de ea. Votați-o, frate, votați-o pe Iorga. Nu poate, Iorga n-ar fi sărit la bătaie. Și de-aia zic, frate, că, bă, dacă câștigă pe merit, respect maxim, dacă câștigă pe merit. Da, slabe șanse. Pentru că au votat-o. Dacă așa ne luăm în gură, ne înjurăm. Nu știu, bă, bagi, intrează pe stresul că ăla e cu calculatoarele. Ceea ce eu n-aș încuraja niciodată, evident, nu mi-aș dori. Dar ca idee, dacă doar dintr-un vot, nu s-ar lua. Nu, gen, eu mă gândesc că vine noaptea și mă strânge de gât, fără mișto. N-aș fi văzut. Sper că și Flower Bar, dar să văd spărgând monitorul. N-aș fi văzut asta. Vreau să vă mai arăt un fact interesant care se întâmplă în momentul în care eu anunț. Ce fact ne arată și el. Nu este eliminată, ci doar va primi o pedeapsă, da? Fiți atenți. Asta, sincer, nu credeam că o să câștige Cezara. Acest duel are... Uite, vedeți? Aici Cezara o ia în brațe pe Scarlet, ca și cum, știi, o consolează că a pierdut săraca fată. Pentru că eu, aici Cezara credea că Scarlet deja e eliminată din competiție, știți? Când anunț că Scarlet de fapt nu iese din competiție, Cezara teoretic trebuia să se bucure, nu? Că are o prietenă alături de ea în concurs, în teorie, nu? Dacă i-a părut rău că e eliminată, trebuia să se bucure atunci când rămâne. Corect? Yeah. Corect! Ok, acum când zic continuă, da? Continuă. Atenție. Pentru că acest duel nu este un duel eliminatoriu. Eu nu vreau să emit concluzii. Concluziile puteți să retrageți voi. Poate doar mi se... Duel eliminatoriu. Eu nu vreau să continuă, da? Fiți atenți. Pentru că acest duel nu este un duel eliminatoriu. Eu nu... Bro. Fata asta...
fata asta e altceva, frate. Fata asta e altceva, mă. Și pe sorsa, mă. Și pe sorsa. E altceva, mă, frate, fata asta. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Bă, nu vreau să trag concluzii sau ceva, dar având în vedere că o menționează mult pe maică sa, mi le imaginez așa ele două stând așa la masă, la o cafeluță, complotând așa și fac așa cu degetele. Ce chestie divie să facem astăzi. Știi ce zic? Chill the fuck out. Vreau să emit concluzii. Concluziile puteți să le trageți voi. Poate doar mi s-a părut. Poate era doar șocată Cezara și nu i-a părut neapărat rău că Scarlett rămâne. Poate era doar șocată și așa reacționează iar la șoc. Dar pare că era cam supărată. Pare mai mult decât mai mult decât pare, bă, Shelly. Game is game. Game is game. True, game is game. Nu mai știi care e chestia? Știi care e chestia? Game is game. Da, ăsta e game prost, mâncați aș. Că dacă iese Scarlett, îl mai are pe Flower Boy. De când ai scos T-Max, bă, să vezi ce blesteme îmi aud. Pentru tine, vezi Scarlett. Vezi că mă ocup cu d-astea. Și Scarlett a zis, mai în glumă, mai în serios, vezi că mă ocup cu d-astea. Iar acum, na, zice că a zis în glumă că, ha, 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 am zis în glumă că mă ocup cu blesteme. Gorga s-a activat în secunda a doua. Nimeni nu putea prevede ce urma. Nici Cezara, nici Vrea Neamțu. Drăcea parcă simțea că urmează să explodeze o bombă. Eu habar n-aveam că urmează și începe. Liniște, da, vă... la niște cărți de la cărturești și ocup cu doamne. Drăcea simțea, frate, că OG are experiență, Drăcea. Are experiență. Deja el o văzut-o, o văzut-o. Habar n-aveam că urmează și începe. Liniște, da, vă... la niște cărți de la cărturești și ocup cu doamne. Pe loc să vorbești cu oamenii și nu știu dacă îl blestem, nu-ți vezi de treaba ta, de ce ai venit aici. În continuare, ce ne facem glume între noi, chiar nu înțeleg de ce... Elicopter o gătea. Blestem, nu-ți vezi de treaba ta, de ce ai venit aici. În continuare, ce ne facem glume. Elicopter deja o gătit-o, o gătit-o și când a început să fac așa, o găsit-o. O găsit-o. Te-ai de toată lumea. O găsit-o. Pe aici, că noi nu suntem așa. Hai cu mine, mergi? Unde să merg cu la tine? La mine în cartier să fiu hazie acolo, să că vreau acolo cu tine să fiu hazie, dar m-ai trimis, da, acolo, hai cu mine, mergi. Tom, te pup! Vrei să facem vârtejul? Da, frate, la 3 facem toți în grup de pe cei de aici, bine? 1, 2, 3, hai. Bine, personal, dar de m-ai invitat undeva, da, eu nu acceptam. Fiecare zi trebuie să faci o chestie de genul. Dar de ce nu o strângi pe aia de gât că ai tăiat afară, nu eu? Ia m-a dat afară pe mine, da? Da, nu eu. Că cu mine nu vrei să faci. Dacă stat. Zâmbetul și pupicul, da? O jumătate de oră să găsiți două trecele. A fost ultimele. Termină-te că tu ai votat. Tu ai votat și știu cine a votat oricum. Și vor de mine cine a votat. Da? Haideți să ne mai să ne mai certăm. Știu foarte bine. Și tu ai votat Adrian Elicopterul? Tu ai votat. Costi a spus că te blestem și a s-a întors. Auzi, mai glumi cu asta că eu chiar mă ocup cu așa ceva. I-am spus că și-a luat niște cărți de alea de tarot din cărturie, se vede tămăduitoare și s-a întors și a avut așa un moment. Un moment. Noi am votat-o pe Scarlett, Iorga nici n-a votat-o. Noi care am votat-o pe Scarlett, am votat-o că a fost penultimă. Dacă stai o jumătate de oră pentru două surcele, înseamnă că du-te, mă, frate, la duel. Nu mă duc eu, care am fost primul la toate. Adevărat că Iorga, orice tensiune ar fi fost, adevărat, Iorga n-a votat-o pe Scarlett. Iorga a votat pe Drăcea. Probabil că Iorga ar fi votat-o pe Cezara, dar Cezara nu putea salut, fi votată pentru numărul că unu. Deja era în duel. Te pup, Luca, o onoare să te am pe live aici. S-a inflamat foarte tare. Nu știu de ce. Și eu mă inflamez foarte repede, e adevărat, dar nu... Dar scandalul a continuat și după ce eu am terminat de anunțat ce aveam de anunțat. Da. În momentul în care Scarlett a venit la Iorga cu scopul de a o da la pace. Gen, chiar ăsta a fost scopul, a vrut să vină, bă, gen, bă, pe eu n-am... Red West Side or East Side? South Side. N-am avut nimic personal cu tine, hai să o dăm la pace și uite ce s-a întâmplat. Foarte interesant, foarte interesant. Și gen, am imaginat să cred că ai ceva personal. Hello, Iulia. Pentru că gen, eu nu port ură, în general, cu oamenii, știi? Ce-i dreptate, cum porți cam urât toată lumea. Tu aș vrea... S-a băgat și Vrea Neamțu, mă, săracu, să o apere pe scară. S-a plecat membru, scară, timpul să scoți cardul, bro. Ăsta, gen, domnule, eu nu port ură cu oamenii, adică sunt așa o ființă superioară care nu are capacitatea de a simți ură. În fine, acum exagerez și eu. Dar gen, ai zis, bă, eu nu port ură cu oamenii. Fac chestii care Iorga, de asta a amuzat-o pe ea. În general cu oamenii, știi? Ce-i dreptate, cum porți cam urât toată lumea. Tu aș vrea, mamă. Uite, vezi, eu vorbesc frumos cu tine. Bine, haide să încheiem. Miriam, te pup, mersi frumos de donație. Tine, doamne, ce se ceartă cu voi? Tu vorbești urât! Tu vorbești urât!
pleci mie în cap, ce crezi că se întâmplă? Donați careva 5 membri că-l prind? Și dacă nu-l prins, ce se întâmplă? Ce mă vezi, mă? Dar avem un moment de empatie, ce vrei de la mine? Vezi-te, mă? Josici, nu merge, a venit la tine să te întrebi? A venit să spună... Dar a venit să o plângări. Și nu se întâmplă nimic. Și de ce faci asta la mine, mă? Și ce a venit să-mi plângi mie în față? Dar mi-a venit să-ți plâng. A venit să vorbească, să clarifice cu tine. Și e mă de clarificat. Păi da, uite cum vorbește. Cu toată lumea. Cum mai cu ea? Păi era stresat, putea să care toți le gustă să meargă să vadă care e faza. Prea figurantă e Iorga, foarte bine. Și din partea aia, bine. Foarte bine să facă content. În cazul ăsta să facă content. Nu a procedat corect. Neapărat. Da, mi se pare că a dus creparea extremă, dar cumva na. Asta e stilul lui Iorga, adică e ceva la care să vă așteptați. Și aici în waiting room puteți vedea cum săraca Cezara ea chiar nu-și dorește acest conflict. Puteți vedea din interacțiunea ei cu Iorga că Cezara chiar și don't want the smoke. Băieți, ea nu-și dorea conflictul ăsta. Ula Shelly. Ula Shelly ce lingo. Ula Shelly ce lingo. Și don't want the smoke. Mă, frate, Shelly e mai mic decât mine, dar să mă bată data, zici că are 40 de ani. Adică, dar hei, se spălge mereu. Că nu mai e gașca zurli cum erau ei învățați, să dea noroc, gen, să ceartă și dau noroc. Vorbești, frate, te deranjează ceva, vorbești, ce-i drecu? Eu am urlat la toți ca idee, gen, să tăcesc cu toți. Are același hanorac? Da, mă, frate, îți dai seama, ești nebun că nu a spălat hanoracul ăla, a rămas lipit de el de când a fost la Bass House. Bă, Shelly, mă, frate, mă. Milionar și n-ai bani să-ți mai cumperi un hanorac să faci un duș? Urât tare, tată. Ai gândit-o pe asta, bă, bine, rău. Plângi cu aia cot la cot. Nu plâng cu aia cot la cot. Păi atunci tași dracu din gură, gata, s-a întâmplat. De ce tot trei subiectul? Ca să fii tare în gură, pe ce? Să spui să ne calmăm, să facem un TikTok, dăm păcare, băgăm un dans și n-a vrei. Ok, deci n-am înțeles. Păi votează, vrei să certăm sau nu, hotărăște-te. Nu. Tași dracu din gură. E atât de opa, ce am făcut? Ah. Hai, nu l-au plâng cu aia cot la cot. Eu fost tare. Din gură, gata, s-a întâmplat. De ce tot trebuie să fii tare în gură, pe ce? Să spui să ne calmăm, să facem un TikTok, dăm păcare, băgăm un dans și n-a vrei. Ok, deci n-am înțeles. Păi votează, vrei să certăm sau nu, hotărăște-te. Nu. Stai dracu din gură. E atât de simplu. Ok. Ai văzut? Deci, vedeți, chiar nu, adică dacă eram eu locul Cezarei, mamă, nebuneam, fierbeam, nu puteam să mă abțin. Bă, nu puteam să mă abțin, dar Cezara s-a abținut pentru că știa că nu vreau. Dar mă râd și celeste, ce-ți faci, same hoodie? Asta este, fraților, tăi cu meu asupra. Da, mă, și uite, am același tricou, cred că l-am avut tricou ăsta în 80 de live-uri. Tricou negru. Am vreo 20 în dulap. 20 de tricoaie negre. Care s-au întâmplat până acum în Bass House. Sunt foarte curios cum o să vi se pară ce urmează în episoadele următoare. Chiar sunt curios, că mai sunt niște rătune de situație. Știu, bro, știu. Linie dreaptă. Vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să apăsați știu că era să ironic. Vă abonați, sărbători fericite. Pus grav, Redule, păi îți dai seama. După ce vă uitați la Bass House, 80 de live-uri așa și cum. Vă pup și numai bine. No, dar n-am aflat nicio informație, să mor eu din episodul ăsta lui Shelly. Un pic să capitalizăm pe scandal așa la lejer. O informație nouă n-am aflat. Bun.